Investigațiile au relevat că persoane necunoscute au pătruns în curtea unei societăți comerciale de pe strada Electrolizei din municipiu, de unde au furat 17 saci de glet, precum și alte materiale de construcții. Cei doi tineri de 19 și 20 de ani, identificați de polițiști, sunt acum cercetați pentru furt calificat, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie dispuse măsurile care se impun.